Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Aici și Acum, Itiși Moști, în cadrul msnews.ro by RUA. Eu sunt Cătălina Lumperdean, sunt Business Development Manager în cadrul RUA, iar în această seară o avem alături de noi pe Alexandra Spingos, studenta și absolventa de 10 din cadrul Facultății Petru Maior, UMFST Târgu Mureș. Bună seara, mă bucur că sunt aici, mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Spune-ne câte ceva despre tine, în câteva cuvințele, cum te descrie? Eu m-aș descrie o persoană perseverentă. Îmi place să muncesc din greu pentru idealurile și țelurile mele. M-aș considera o persoană deschisă la minte, îmi place inovația, îmi place tot ce e nou, vreau să descoper cât mai multe. Am așa o sete de cunoaștere și de informații și vreau să le acumulez. Și atunci și rezultatele s-au observat și s-au văzut. Bun, deci setea asta este foarte importantă, atenție. Ești eu așa, am putea să spunem un fenomen. Ca să putem înțelege un fenomen, ar trebui să ne dăm seama de unde pornește și cum se dezvoltă. Spune-ne ceva din copilăria ta, despre familia ta, unde ai copilărit, din începuturile tale. Eu deloc sunt din Brăila, deci cum ar spune unii din sud. Nu am crescut în Târgu Mureș, ulterior m-am mutat în Târgu Mureș. Cred că și de aici pornește oarecum un soi de schimbare de mentalitate. Pentru că în momentul în care intri într-un alt oraș, oamenii sunt diferiți, peste tot. Și atunci mutarea mea de la Brăila la Târgu Mureș cred că a avut o influență asupra dezvoltării mele ca și eu. Da, în ce perioadă a copilăriei tale? M-am mutat în Târgu Mureș în clasa 3-a, deci eram destul de mică. Destul de micuță. Ai simțit ceva diferit, așa, în aer, în da, limbă? Da, aici oamenii sunt diferiți față de Brăila și în mod special față de Sud, oamenii sunt diferiți. Acolo parcă e... Da, vorbesc așa mai lent. Da, e o grabă permanentă acolo în Sud. Tot timpul oamenii sunt grăbiți să facă cât mai mult într-o zi. Aici, în Ardeal, parcă totul se oprește pe loc. Și cred că... Aici ne grăbim încet. Da, ne grăbim încet. E Cum? Altfel, aici e altfel, față de Sud. Deci de din Brăila aici. Spune-ne despre familia ta. Ai frați, ai surori? Da, de curând am o frate. Chiar de un an și ceva am un frățior mic, care sper să vadă în mine un exemplu. Și în rest am părinții care mă susțin mereu. Am o familie relativ numeroasă. Bun. Când te trezești dimineața, ai o anumită rutină, să înțelegem dacă probabil mindset-ul tău este diferit de al nostru începând de dimineață? Nu cred că mindset-ul ar fi diferit față de alți oameni. Dar în momentul în care mă apuc de lucru sau vreau să realizez ceva în ziua respectivă, îmi pun în cap să fac acel lucru. Deci perseverența ar fi mindset-ul meu. Ai o agendă în care îți notezi? O da. Urmez de dimineață? Da, deci da am o agendă în care îmi notez, dar nu tot timpul. Încerc să țin în mare parte minte cam ce am de făcut, dar uneori îmi și notez. Ai o memorie bună, înseamnă? Ai avut de mică cumva vreun țel, vreun ideal care ți l-ai setat să-l atingi? Sincer, nu cred. În schimb, în părinții mei am văzut un ideal. În sensul în care am văzut că și ei muncesc din greu pentru orice în jurul lor, cumva m-a făcut și pe mine să fac lucrurile. În ce domeniu activează părinții tăi? Părinții mei activează în domeniul presei. Deci cumva pe același, da. Pe aceeași lungime linia de undă. Linia e cam aceeași. Am auzit că părinții tăi lucrau în acest domeniu și te-au și ajutat și te-au și învățat anumite lucruri. Vorbim mai încolo. Știm noi de ce, pentru că Alexandra a colaborat cu noi în RUA, să știți, dar discutăm mai târziu despre asta. Pe ce loc în viața ta ai pus școala? La întrebarea asta, să zicem că pe primul loc, facultatea.
În schimb, liceul și școala generală erau pe primul loc, dar nu tot timpul, pentru că eu din liceu am venit cu niște note și, între ghilimele, cu un bagaj destul de mediu. În sensul de nu am fost excelentă în liceu, eram exact la mijloc undeva acolo. Deci ai copilărit totuși tu. Da, și de la liceu spre facultate, acolo s-a produs o schimbare în anul întâi de facultate. Și familia cumva te-a influențat ulterior, după liceu, te-a ajutat, te-a susținut să ai performanțele astea sau a fost doar de la tine o setare din interiorul tău? M-au ajutat, dar a venit și de la mine, pentru că în momentul în care am văzut că prima mea notă din anul întâi a fost nota 9, m-a ambiționat că știam că pot mai mult. Și cumva, în momentul în care am avut primele note și prima sesiune, părinții m-au motivat să tind spre mai mult și mai sus. Ți-ai dat seama că e mai importantă facultatea decât liceul? Sau era o competiție din punct, mai mare? Din punctul meu cumva? De vedere, a fost mai importantă, pentru că în liceu am făcut materii de cultură generală și cumva nu erau pe domeniul pe care eu voiam să activez. Și atunci când m-am dus deja la facultate, am mers mult mai țintit pe domeniul pe care mi-l doream. Ce profil ai avut în liceu? Comunicare și... în liceu? În liceu. Turism și alimentație. Și de la turism și alimentație am sărit la comunicare și relații publice. A fost o influență din partea cui? Din partea nimănui. Din partea nimănui? N-ai avut nici... Eu mi-am dorit tot timpul să... Din clasa a noua eu am vrut să merg pe științe socio-umane. Deci pe partea de uman. Îți place să comunici și ești sociabilă? Da. Da. Deci, bun, asta e important. Spune-ne, socializarea aceasta care a fost afectată pe perioada pandemiei, cum ai simțit-o la școală în timpul cursurilor cu profesorii, cu colegii? Există și pro-uri și contra. Care sunt acestea din punctul tău de vedere? Pro-urile ar fi faptul că am putut ține cursurile altfel. Deci a fost cumva o demonstrație că școala și facultatea se poate ține și în alt mod. Însă, din punctul meu de vedere, multă informație s-a pierdut pe drum. Din cauza că în momentul în care stăteai la un curs online de 2 ore, nu mai puteai fi atent în online. În schimb, dacă te duci fizic la un curs de 2 ore, cumva situația te obligă să fii atent și să vrei să participi activ. Ceea ce în online nu se poate. Pentru că faptul că ați salvat timp și ați putut fi mult mai ușor prezenți la cursuri, asta nu v-a ajutat? Din contră, prezențele nu au fost mai ușoare. S-a absentat mult mai mult în online decât fizic. Tocmai din cauza că aveai cumva lejeritatea aceea că prea merge lejer. Și așa. Da, e prea lejer, merge și așa, e ok. În schimb, când deja mergi fizic și te obligă oarecum conjunctura să mergi fizic, mai activezi. Ești mai activ decât în online. Din punctul meu de vedere. Pe mine, online-ul oarecum m-a descurajat în a mai vrea să asimilez multă informație, pentru că nu puteam să fac nimic practic. Profesorii nu v-au încurajat într-un mod anume să, nu știu, au avut bariere și ei față de acest mod digital de a comunica? Sincer, au avut bariere, pentru că trecerea a fost foarte bruscă. De la sistemul de învățământ clasic, fizic, la online, a fost o trecere foarte bruscă și pentru noi și pentru ei, până ne-am acomodat cu platformele, până am început să vedem cum reușim să comunicăm în mediul online, a fost foarte dificil. Au trecut câteva săptămâni până să ne acomodăm și pentru profesor a fost o schimbare destul de bruscă. Din moment ce tu vorbești în fața unui laptop, nu vezi absolut pe nimeni, ai impresia că vorbești singur. Și activitatea lor începea să fie oarecum mai superficială, dar în cazul meu și a profilului meu m-am bucurat totuși de dorința profesorilor de a rămâne la fel de activ și în online. Probabil la alte profile nu s-a făcut așa asta, nu am de unde să știu, dar cel puțin la mine eu consider că profesorii au încercat să mențină același ritm. Bine, în cazul altor specializări care aveau laboratoare, de exemplu la medicină, cred că a fost mult mai complicat decât la voi, unde a fost mai multă teorie. Toți profesorii au perceput la fel această schimbare? Există vreunul care te-a influențat? Ți-a plăcut mai mult?
Cu siguranță ai vreo preferință în rândul profesorilor. Sincer, da, în ideea în care chiar din anul întâi este un profesor care a văzut potențialul în mine. Și atunci a ales să-l fructifice și este vorba despre domnul profesor, este lector universitar doctor Corneliu Cezar Sirmirean. El este cel care a văzut din anul întâi potențialul meu și a dorit să vină în întâmpinarea mea și să mă ajute să văd faptul că dacă muncesc din greu și sunt perseverentă și ambițioasă și nu mă las așa, nu mă culc pe ureche, succesul nu întârzie să apară și rezultatele se văd. Și totuși munca, perseverența, munca, din nou munca, își spune cuvântul în final. Domnul profesor, lector Cezar Sirmirean este un bun colaborator și de al nostru în cadrul proiectului RUA. Am înțeles că ți-a fost și îndrumător în cadrul lucrării tale de diplomă. Cum ai ajuns la tema acestei lucrări? Spune-ne puțin despre această lucrare. Titlul a fost o alegere de comun acord între mine și domnul profesor, în ideea în care am avut câteva discuții săptămâni la rând despre ce aș vrea să fac, în ce area domeniului aș vrea să mă încadrez cu lucrarea de licență. Trebuia să fie și actuală, pentru că altfel nu aveam nicio inovație pentru lucrarea Dar de licență. Dar care este titlul lucrării? Titlul este Interdependență digitală în secolul 21, putere și influență. Într-adevăr, foarte actual. Este actual pentru că am ales ca și studiu de caz să fac pe subiectul unei lumi digitale și construcția unei lumi digitale, adică metaversul. Mai actual de atât, în domeniul comunicării nu poate exista, pentru că încă metaversul nu este lansat complet, nu toată lumea a asimilat încă acest concept și atunci am vrut să merg pe cea mai actuală temă și cel mai actual subiect care ar putea exista acum și să-l introduc în comunicare și relații publice, pentru că ca și bază, subiectul meu de lucrare era mai mult aproape de economie și de IT sau în zona asta informatică. Și atunci a trebuit cumva să îl transform și să-l duc către zona de comunicare și relații publice și să mă axez pe viitorul comunicării. Ai reușit să faci înțeles acest subiect în rândul tuturor profesorilor? Sincer, da, am avut un feedback foarte pozitiv de la Comisia de Evaluare, neașteptat de pozitiv. Mie mi-era frică că nu o să înțeleagă subiectul pe care nu toată lumea ziua de azi înțelege subiectul acesta digital, și lumea digitală a metaversului. Și am avut o reacție neașteptat de pozitivă. Le-a plăcut foarte mult direcția în care m-am dus cu lucrarea, mi-au sugerat să continui cu ea și la masterat, același subiect, să l-am și la dizertație și să scot într-un final o carte. Ai făcut vreo prezentare digitală sau doar... Am făcut o prezentare cu proiecții și... Da. Înțeleg, deci da, era mai ușor de înțeles. Bun, cum spuneam... Despre colaborarea noastră anterioară, spune-ne ce anume ți-a plăcut în cadrul locului de muncă pe care l-ai avut aici la noi. Locul de muncă de aici a fost unul foarte dinamic. Asta mi-a plăcut cel mai mult, dinamismul. În fiecare zi era altceva. Trebuia să te adaptezi la acel ceva. Care erau atribuțiile tale? Printre atribuțiile mele am editat sunet pentru jurnalele de știri de pe RUA Radio. Jurnale de știri care le-am făcut împreună. Da. Am scris texte pentru postările din social media, am tradus diferite informații, site-uri, videouri, am scris descrieri pentru videouri, am făcut foarte multe. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Da, Alexandra a participat în cadrul ecosistemului nostru RUA în mai multe ramuri și a fost chiar un participant foarte important de bază. Ne-am putut baza pe ea totdeauna. A fost foarte perseverentă și foarte dedicată muncii constant. Asta ne-a plăcut foarte mult la tine.
Ideea de a avea un loc de muncă în paralel cu facultatea, cum ți s-a părut? A fost greu? Este doable, să spun așa, pentru un student? Pentru mine a fost, până la un moment dat, doable, cum ai zis și tu, în ideea în care notele de 10 mi s-au păstrat, chiar dacă lucram în paralel. În schimb, nu știu dacă orice student ar putea să facă asta, pentru că depinde de domeniul în care alegi să și lucrezi în paralel. La mine am avut norocul să lucrez exact pe domeniul pe care îl studiez la facultate și atunci mi-a fost ușor, pentru că informațiile din facultate le aplicam aici. Da, și atunci a fost un part-time. Da, cumva s-au legat lucrurile între ele. Da, 8 ore full-time poate că nu aș fi reușit din cauza orelor care se suprapuneau, dar part-time eu zic că se poate numai să alegi jobul care se leagă cu facultatea și cu specializarea pe care o studiezi. Acum aș vrea să te întreb dacă cumva o situație financiară te-a determinat să-ți iei acest part-time? Nu. Contează o situație financiară bună peste mediu în viața unui student pentru a putea performa și a ajunge la a fi student de 10? Nu cred. Ține de fiecare persoană, indiferent de situația materială. Nu contează că mama și tata oferă toate posibilitățile, nu. Contează fiecare ce are în interior. Da, contează fiecare student, mă rog, sau elev, sau persoană care studiază în momentul respectiv, ce își dorește, indiferent de situația materială a părinților. Pentru că, de multe ori, fix elevii sau studenții care primesc orice nu fac performanță. Tocmai pentru că nu au neapărat un exemplu de uite, dacă muncești din greu, poți să ai asta. Necesitatea te învață, așa este. Dar nici studenții sau elevii care au o situație mai puțin bună financiară, la fel, nu. Ține de fiecare persoană dacă vrea să exceleze într-un domeniu sau nu, indiferent de situația materială. După ce ai absolvit în această vară, am înțeles că te-ai îndreptat către Sibiu pentru un masterat. Da. De ce anume Sibiu? De ce anume Sibiu? Mi-a plăcut foarte mult orașul și îmi place. E altfel. La fel cum Târgu Mureșul e altfel de Brăila și Sibiul e altfel de Târgu Mureș. Și atunci caut ceva nou, tot timpul. Caut ceva nou, are, din punctul meu de vedere, momentan, pe domeniul meu, ceva mai mult de oferit. În ce domeniu e masteratul? Publicitate și brand. Deci continui exact și licența. Și în Târgu Mureș nu găseai această specializare? În Târgu Mureș nu. N-am găsit această specializare, nu am avut continuitate a studiilor aici, din păcate. Dar oricum am vrut ceva nou. Pentru că momentan Sibiul are ceva mai mult de oferit față de Târgu Mureș. Din punctul de vedere al vom avea și noi în Târgu Mureș. Da, din punctul de vedere al mărimii orașului, dar și al centrului universitar. Pentru că Universitatea din Sibiu e, să zic, mai pregătită pe toate domeniile. Mai dezvoltată. Da. Ai vreun sfat pentru sistemul universitar Târgu Mureșean? Sincer, da. Să fie mai aplicat. Să fie mult mai aplicat. Teoria e bună, trebuie să o înveți, dar trebuie să o și practici. Și dacă nu o practici, nu-i vezi sensul. De aceea mulți elevi nici nu mai vor să facă facultate. Pentru că de la teorie sar tot în teorie. Și atunci nu mai le fructifică nici cum dorința de a învăța. Deci trebuie să fie mult mai aplicat. Orice domeniu se poate aplica. Unde vrei tu să aplici specializarea masteratului și ceea ce ai făcut în facultate aici? Ai vreun dream job? Nu l-aș numi dream job pentru că nu este tocmai un job, așa, între ghilimele zic, pentru că în viitor aș vrea să îmi deschid o firmă, deci să intru în lumea antreprenoriatului și să aplic exact domeniul, adică o agenție de publicitate. Bun. Ai profesat deja și ai aplicat acest lucru în publicitate sau doar aici la RU ai avut câteva mici tangențe cu publicitatea? Momentan aici la RU am avut câteva tangențe și tocmai acest lucru m-a făcut să-mi doresc să continui cu altceva. Bun.
Pe lângă publicitate și comunicare, ai alte pasiuni? Sincer, da. Îmi place să citesc foarte mult în timpul liber, să călătoresc. Îmi place foarte mult. Bănuiesc că este și cineva în viața ta, în afara părinților, care te susține? Da. Este important? Este important și este foarte important susținerea din partea celor din jur, din partea familiei, din partea prietenului meu, a contat foarte mult susținerea lor. Deci ai un prieten. Da. Cumva la Sibiu ai mers cu el? Da. Da, mergem amândoi la masterat. Deci mergeți amândoi la masterat împreună. Bun. Ce sfaturi, do's and don'ts, ai prefera să le dai studenților din ziua de astăzi? Ca și sfaturi, le-aș da, aș spune să nu renunțe la pasiunile lor. Pentru că orice pasiune se poate transforma într-un job real, ca să zic așa. În ideea în care din liceu ar fi bine ca elevii să își dea seama ce domeniu îi pasionează. Dacă nu își aleg facultatea cum trebuie, jobul lor o să fie mai mult un scârbiciu, între ghilimele, decât un serviciu. Da, da, deci cred că foarte mare influență au părinții. Da și nu. Pentru că eu nu am mers, de exemplu, pe domeniul părinților. Deci nu, cumva, da, dar totuși te-au susținut și te-au lăsat să te îndrepți către pasiunea și așteptările pe care le aveai tu. Nu ți-au impus? Nu, nu mi-au impus. M-au lăsat să îmi găsesc eu singură calea și domeniul care îmi place. Ideea e ca elevii să-și aleagă domeniul bine. Pentru că dacă nu-și aleg domeniul bine la facultate, o să renunțe la facultate după primul an, după al doilea, dacă e medicină după al treilea sau chiar până chiar în ultimul an înainte de absolvire, ceea ce e păcat. Pentru că trebuie să-ți alegi domeniul cu foarte mare grijă. Cu toții suntem buni la ceva, dar dacă nu își aleg elevii domeniul bine, nu o să avem specialiști în domeniile respective. Bun, totuși mai bine mai târziu decât niciodată. Cunosc și persoane care au renunțat în primii ani și ulterior au ales bine. Ce vreau să te mai întreb, Alexandra, vis-a-vis de un dream job sau un serviciu la care aspiri? Există un viitor pentru studenții de top în România, în piața muncii românești? Da, cu siguranță. Cu siguranță există, nu trebuie să plecăm toți în afară, pentru că și în România se pot face lucruri, garantat. Și zic asta din cauza că eu, cu rezultatele mele de până acum, am cules și laurii, dacă e să spun așa, pentru că am fost contactată de o multinațională, deci își doresc oameni aici, în țară, care să... O multinațională te-a contactat? Pentru a rămâne aici sau pentru a merge afară? Nu, pentru a rămâne aici. Pentru a rămâne aici. Da. Deci își doresc frumos. Oameni și aici și oameni buni. Și cum ajunge o multinațională să te contacteze? Tocmai prin rezultatele bune. Trebuie undeva muncit. Te văd, da. Sunt expuse, sunt publice rezultatele, nu știu dacă sunt să poată ajunge la studenți. Publice nu sunt, dar companiile de dimensiuni foarte mari au acces la astfel de date, dacă le solicită. Deci, dacă, de exemplu, tu aplici pe un job la o multinațională, ei pot vedea anumite aspecte de ale tale din trecut, cum ar fi notele de la facultate, exact ce interesează, au acces la asemenea informații, fiind companii de dimensiuni foarte mari. Nu ne spui care e multinațională aceea. Dacă doriți, pot să vă spun. Ar fi frumos, ca să putem... transmite și noi ovații și lauri. Este vorba despre o companie multinațională din Sibiu. Și, contrar aparențelor, eu am terminat comunicare și relații publice, dar urmează să accept, de fapt am acceptat oferta de la o companie automotive, Continental Automotive. Bun, bravo. Deci... Și este tot pe de o parte, tot pe domeniul meu, pentru că mă duc pe resurse umane. Deci nu avem nicio șansă să te întoarcem în Târgu Mureș. Nu se știe niciodată. Care ar fi, nu știu, un eventual motiv pentru care ai fi dispusă să te întorci la noi?
Nu știu dacă să mă întorc efectiv fizic sau să lucrez de la distanță, în ideea în care eu îmi doresc până la finalul anului să îmi deschid o firmă. Bun, deci totuși munca online este salvatoare. A făcut ceva bun în cazul ăsta pandemia. Munca online, da, dar școala online, nu. Da, da, tu ai reușit, deci reușiți și voi. Bine, Alexandra, ne-a părut bine să te vedem. Sperăm că poate și la distanță o să mai colaborăm, pentru că am avut o colaborare fructuoasă. Dacă ai mai vrea să mai transmiți vreun mesaj cuiva, prietenilor, părinților, profesorilor, altcuiva... Da, aș vrea să le mulțumesc părinților, în primul rând, pentru faptul că m-au susținut tot timpul. Acești 3 ani de facultate, sincer, pe de o parte au fost destul de grei, pentru că performanța nu e niciodată ușoară, dar se poate, oriunde se poate, dar nu tot timpul oriunde, pentru că și universitățile ar trebui să susțină performanța, performanța nu se poate face singura. Aș vrea să le mulțumesc și profesorilor care mi-au fost alături, pentru că m-au motivat zi de zi la fiecare curs și mi-au demonstrat că se poate și munca oferă rezultate. Și aș vrea să vă mulțumesc și vouă. Aici la RU am învățat foarte multe lucruri, în ideea în care am avut ocazia să aplic tot ce am învățat la facultate. Și prin a aplica tot ce înveți la facultate, de fapt, vezi și observi că ești bun. Și atunci continui, pentru că observi că ai rezultate și ai roade în munca ta. Bravo, Alexandra! Noi suntem mulțumiți că te-am avut alături, că am avut posibilitatea să colaborăm. Sperăm că pe viitor, dacă dorești să colaborezi cu noi de la distanță, toți studenții care doresc să colaboreze cu noi, cu mare drag, vă așteptăm, ne puteți contacta și online și pe adresa msnews.ro și pe rua.ro puteți găsi mai multe detalii prin care puteți să ne contactați. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și pentru că studenți ca Alexandra ar trebui să fie puși în reflectoare mai des. Urmați-ne în continuare în celelalte emisiuni, unde vom avea alți invitați de vază, precum Alexandra Spingos. O seară plăcută în continuare vă urăm. Alexandra, o seară plăcută și ție. Mulțumesc! La revedere!